Aici sunt urmele de frânare automobilului. Asta este drumul. Aici ne uităm că este un buzunăraș, da? Pentru parcarea mijloacelor, da? Automobilii se parchează, da? Schițăm buzunărașul. Așa? Așa. Aici avem ce? Avem un pilon, da? Avem un pilon de tensiune înalt sau de telefonie. De ce este pilonul? După parcare avem un trotuar. E corect? Da. Fixăm și trotuarul, da? În schiță se notează absolut orice, toate măsurările, da? Adică se efectuează și măsurarea trotuarului, și măsurarea locului pentru parcarea mijloacelor de transport și lățimea drumului. La parcare avem parcat un mijloc de transport, da? Fixăm poziția mijlocului de transport în modul în care el este parcat. Și fața mijlocului de transport îl indicăm printr-un X. Criminaliștii de la Liceul Mihai Eminescu din orașul Căușeni au desfășurat la 19 octombrie o investigație complexă în urma unui accident rutier. Experiența a oferit elevilor o oportunitate de a înțelege și de a aplica principiile criminalisticii într-un context real. Măsura se face în drept cu mijlocul osii, pe unghi de 90 de grade. E clar, da? Da, pune de la cap. Noi stabilim de la jos, la cap. Mijlocul osii, da? Mai aproape. Așa, linie dreaptă, înțeles? Toate măsurile se putează pe linie dreaptă. Cât? 2,60. 2,60. Și exact din punctul ăsta, deja se face raportul cu osii, cu mijlocul osii, mijlocul de transport. Nu, se ne pune de. Ori specialist care este la fața locului, face măsurările în așa mod, că adică, spre exemplu, accidentul rutier a fost produs acum. Cazul se examinează un an, 2, 3, 4 ani de zile cât merg instanța judecată. Peste o perioadă careva de timp scurtă de timp sau mai lungă de timp, apar alt careva circunstanță, alt probe suplimentare la cazul dat care pot să fac. Și altă procedură, adică noi trebuie să amplasăm automobil în așa mod, ca adică peste un an, peste doi, dacă n-am spunem automobil în poziția dată, ca să putem reproduce faza cum a fost în prima dată, așa, automobilul s-a reconstituirea faptului. Reconstituirea faptului, să o facem în așa mod, ca automobilul să-l putem amplasa după măsurările, după schema care am făcut-o noi și măsurările care le-am efectuat, sau putem ampasa fix în așa poziție cum a fost inițială. Accidentul rutier a avut loc pe un trotuar din Căușeni, oferind astfel elevilor oportunitatea de a expertiza cazul la fața locului. Ghidați de inspectorii de poliție, tinerii au urmărit procedurile tipice ale unei investigații de accident rutier. La marginea asfaltului îți primești că 3 metri fix, da? Chestia asta se indică în schița accidentului rutier, da? Mi-a plăcut această zi, această oră, pentru că am învățat multe lucruri despre accidente, cât de important trebuie să mergi să nu faci un accident foarte grav, ca pietonul să nu decideze, să n-aibă răni grave. Referul la o tamponare de pieton, în cazul dat, în primul rând, la fața locului de dorit să vie și medicul legist. Adică medicul legist examinează poziția pietonului, adică și în cazul dat noi n-am concretat faptul. Care traume are el? Că în speță trebuie să ori a decedat pietonul la fața locului, ori el a primit careva leziuni. La fel, leziunile corporale se califică leziuni corporale mici, leziuni corporale ușoare, leziuni corporale medii, leziuni corporale grave. Am un echipaj special pentru criminaliști. De exemplu, în general, criminaliștii trebuie să fie îmbrăcați din cap până în picioare, dar eu am un parțial, practic, școlar, în fel, că școala noastră nu prea duce de toate elementele, dar ce avem cu asta? Elevii au documentat amănunțit scena accidentului, fotografiind și filmând zona, pentru a conserva fiecare detaliu important. Au colectat probe relevante, cum ar fi urmele de cauciucuri, bucăți de caroserie și fragmente de sticlă, care ulterior au fost preluate în laborator pentru analiză detaliată. Legat de acest caz, noi singuri am făcut schița drumului, am analizat, am presupus, mai bine zis, cum s-a petrecut acest accident din cauza faptului că noi nu am fost la fața locului și nu am luat măsurările corecte. Noi am aproximat și am calculat și viteza pe care o putea avea automobilul datorită formulii, dar și
cum a spus domnul, datorită faptului că sunt unele aproximații, de exemplu, când este 12 metri urma frânării, o să fie 50 km pe oră viteza. Simona Șeremet, profesoara care predă elevilor criminalistica, spune că experiența este una educativă și captivantă pentru elevi, oferindu-le o înțelegere practică a modului în care știința criminalistică poate contribui la clarificarea unor situații complexe. Activitatea de astăzi, bineînțeles că este una foarte binevenită. Am planificat astfel de întâlnire pentru că încerc foarte mult în cadrul orilor să punctez acele teme pe care noi nu putem, într-adevăr, în clasă să le realizăm. Și de aceea este nevoie de suportul instituțiilor statului, cum ar fi poliția, da, sau agenții de la rutieră, care să explice careva detalii, momente în ceea ce privește în cazul unui accident rutier, ce trebuie să facă, ce trebuie să cunoască, care sunt pașii pe care un expert criminalist trebuie să-i urmeze. Inspectorii de poliție afirmă că nu este pentru prima dată când oferă astfel de lecții practice. Exercițiul le-a dezvoltat elevilor abilități esențiale de observație, analiză și documentare. Elevii de la Liceul Eminescu au fost prima dată, le-am efectuat o lecție teoretică. Data asta am solicitat să ieșim la teren să efectuăm o lecție practică. Cred că le-a fi de succes. Pentru asta, ei vor să investigheze mai mult cazurile cu accidente rutiere, de atâta pace s-au adresat la noi. Dar ei sunt ofițeri criminaliști în Inspectoratul de Poliție Căușeni, care sunt dotați cu laborator criminalistic. Criminaliștii mult ajută la documentarea unui accident rutier, când este părăsirea locului accidentului rutier, când sunt suplimentar probe de acumulat pentru stabilirea identității, vinovăției persoanei. Pentru asta sunt criminaliștii care ne dau un foarte mult ajutor. Ridicarea la suplimentar a unor particule de vopsea, examinarea consistenței. Vă reamintim că elevii liceului Mihai Eminescu din orașul Căușeni pentru al doilea an consecutiv învață disciplina criminalistică în școală. Ora este predată de o profesoară care și-a propus să ghideze elevii în carieră. Criminaliștii joacă un rol vital în stabilirea faptelor, analiza probelor și reconstituirea evenimentelor, contribuind la asigurarea siguranței rutiere și la justiție.